plecat din Mamaia pentru că s-a rătăcit înspre locul accidentului. El a plecat din Mamaia pentru că vrea să ajungă la Corbu. Ori pentru cine nu știe, inclusiv spun asta pentru unii constățeni care se cred inteligenți așa și spun că s-a rătăcit el luând-o spre locul accidentului, îi anunț cu seriozitate că nu s-a rătăcit deloc. El a plecat la Corbu la stația Domnului și ăla era drumul. Acele camere la care facea referire că ar fi trei din năvodaj, într-adevăr, sunt și vece, dacă vreți voi, și sunt mult mai bine plasate și cu lumină. Deci, camerele care îl surprind pe el, dacă există aceste camere, dar... Da, dar dincolo de asta, domnule Lazarus, femeia susține că, deși există aceste imagini la dispoziția anchetatorilor, nu vor să se agite prea tare și să o lase ca accident rutier, să nu se mai complice, că mai, exact, mai era cineva în mașină și așa mai departe. Da, deci asta vreau să aduc ca și argument pentru a o confirma pe doamnă, dacă vom corobora aceste informații cu ceea ce s-a întâmplat la locul accidentului. Deci dacă domnul Gheorghe Volbură de la locul accidentului ne spune nouă că acest accident s-a petrecut la 1 și ceva noaptea și de acolo au dispărut niște imagini, pentru că acolo erau camerele 7 și 8 care puteau să ne arate niște lucruri, dar din păcate exact în jurul orei 1 imaginile sunt foarte case și nu mai există, atunci coroborând această poveste cu faptul că se presupune, adică nu se presupune, stabilește ancheta că de fapt accidentul s-ar fi întâmplat la ora 4, am senzația că cineva vrea să ne inducă în eroare. Păi să stabilim clar, ori s-a întâmplat la 1, ori s-a întâmplat la 4, ori s-a rătăcit, ori a luat-o pe drumul respectiv pe Corbu. Dacă a luat-o pe drumul respectiv pe Corbu, așa cum de altă zi și informațiile, a luat-o singur sau cu cineva, pentru că există informație cât se poate declară că a fost cineva cu